Mirosul discret al rapiței ne poartă spre un drum năruit, iar drumul năruit ne poartă spre un anumit loc. Hai că am început cu dreptul. Iulian s-a accidentat. Mai știi care e treaba? Că nu vom putea intra. Aia e blocat acolo și asta la fel va fi blocat. Deci probabil că mai țin ceva pe aici, din când în când mai vin. Uite, acolo avem birouri, cred, pe sus. Uite, să văd birouri. Ok, unde ne aflăm acum? În deșertul de moloz al unuia dintre ultimii coloși industriali construiți în comunism. O enormă fabrică de produse sintetice. Dar ce ciudată este izolația asta, este absolut incredibilă izolația asta. Foarte stran. Ceaușescu. Ceaușescu. Este uimitor că acest slogan comunist a rezistat atâta timp în condiții de umezeală extremă. Într-un top al decorurilor de urbex, țevile sunt pentru mine un soi de naștere a lui Venus, a lui Sandro Botticelli. Ce este fenomenal ce am găsit aici, e un adevărat concert de țevi. Și avem și un indicator, probabil, de presiune. Hai că mi se mai mișcă asta. Îmi place foarte mult cum a crescut mușchiul ăsta aici, deja s-a dezvoltat un adevărat ecosistem. Nu vreau să-mi imaginez, să știu ce sunt prafurile astea pe aici. WC înfundat. Luați o liță de acasă. Hai să vedem. Am găsit aici birourile, începe clădirea de birouri. Eu zic să ne puțin puțin pe aici și să mergem în următor etaj. Ia vină încoace. Uite, aveau aici asta cu parametrii aditivi. Fabrica a avut o viață tare scurtă. Contextul i-a fost vitreg, căzând victimă privatizărilor sălbatice din anii 1990. Știți refrenul. A urmat un val de disponibilizări, o tentativă jalnică de resuscitare, apoi agonia spre faliment. Ce găsit am văzut? Prafuri. Uniunea Generală a Sindicatelor România, carnet de membru. Am găsit prafuri. Prafuri. Îi facem flagrant, lui Băcanu Nicolae, economist. Pelican, Hiro, Cernel. Mamă, de la China. Ia uite ce e aici, bă, băiatul. Ia uite ce e aici, trusă de geometrie. E film, am găsit film. Ia-l de acolo. A, uite ce frumos. Mamă, dar ai pus mâna. Gata, soluționat, scrie. Soluționat. Uite-mă cum mai funcționează încă. Ia uite-l. Asta. O, dar ce frumos este. Uite-mă telefon de ăsta de secretară. Cu butoane, știi? Colorate de la fiecare birou. Asta e splendid. O, frate, este pat de spital. La WC. Aici. Cu căcații ăștia imenși mai aici. Și acum, doamnelor și domnilor, cireașa de pe tort.
Aici au fost laboratoare, mă. Bun, deci avem tot soiul de nebunii. Nu știu ce sunt astea. Scrie în rusă. Pravila rabotei. Nu știu ce sunt astea. Ia să vedem astea. Uite, ăsta-i sigilul ăsta. Stai. Nu, de fapt, nu, e așa. Oh, mamă, ce-s asta, mă, termometre? Nu. Sau? Da, termometre par asta. Da, da, iată, să-l bagă la frigul. Păi, deci e nebunie ce e aici. Astea sunt încălzitoare? Astea sunt încălzitoare, nu? Da, pui balon. Și aici este plin de eprubete, în toate astea. Sau dopuri de eprubete. Uite aici. Iar aici scrie poison. Inflamat. Picnometre. Vase de captat gaze. Uite aici. Metan. Ah, nu, au fost cândva. Doar la depozitează. Ia uite. Ce frumusețe mai avem aici. Ia uite, mă, cum era asta. Fii atent că aveai și asta. Ce era asta? Luxmetru. Luxmetru? Și ce făcea asta Luxmetru? Și la aparatul foto. Măsoară lumină. Măsoară lumină, da. Aici avem tot un termometru sau habar n-am ce mai fi și asta. Pentru mine toate sunt termometre. pH-metru digital. pH-metru digital? Da, și astea sunt sondele lui. Mă, și iarăși avem aici un arsenal întreg de tubulaturi. Uite-te și tu ce este aici. Doamne, cum arată asta. Este superb. Mamă, made in RSS, USSR. Uite și cu fața asta lui Sad Face. Sunt astea, iar acolo este sistemul ăsta. Am senzația că dacă le-au de aici... Ia uite, frate. Ia, hai să-l punem aici. Uită-te și tu ce e aici. Aici, pe masa de disecție. Ia, uită-te și tu ce este. Ce este? Bilele astea? De ce de sunt de astea? Ce sunt, Vlad, bilele astea? Vlad, Iulian, bilele astea. Ce este? Uite. Era bilele astea aici. Am plicășește. Scrie tot în rusă. În germană. În germană? Cu Google Lens ar trebui să traducem. Ai Google Lens? Ce, mă, fiecare cameră. Deci ce este aici? O, Doamne Dumnezeule. O, iar nu mai știu ce să filmez aici. Sunt balanțe astea. Mamă, splendid arată. Balanțe. Păi atent, că se mișcă, merg. Oricând poți filma aici un SF cu buget redus. Deci aici e descormonit prin fiecare loc șor. Găsești câte ceva, găsești câte eprubet. Doamne, ce sunt astea pe aici? Uite și tu ce este aici. Uite, astea încă mai au în ele. Diverse. Ce or fi alea, bă? Ce scrie? Asta ce este, Doamne Dumnezeu? Asta este...
asta. A, aici băgai probete și centrifugă, nu? Centrifugă, da. O, dar ce mișto este. Foarte mișto centrifugă asta. Știi că mai merge, nu? Ionetski. Dacă o bagi în priză, hă? Cu siguranță funcționează. Densimetru. Pui aici lichidul. Uh-huh. Pui lichidul. Mostra pe care o studiezi, da, nu? Închizi. Închizi. Protești. Și după aceea te uiți în lumină aici. În lumină și ăla ce faci cu oglinda aia din capăt? Nu mai știu. A, pe aici bagi lumina, cred. A, lumina. Bagi lumina. Doamne, tu ce mai ești? Și toți chimiștii care din întâmplare ajunge să vă uitați pe canalul ăsta, să ne explicați deci, și nouă. Ăsta e un ceas comparator. Ceas comparator, și da? Și mea e că băgau ceva în cuptor. Așa. Îl încălzeau și vedeau cât se dilată. Uite, vezi? Aha, aha. Uite ce frumos. Din tija asta. Uite, asta cum se rotește. Da. Și cineva a furat aici unul din ceasul. Uite, ce mască de gaz aici. Uite, aici au pus două lacăte. Deci e ceva important sau sunt pur și simplu substanțe foarte, foarte, foarte periculoase. Dar ce ai făcut acolo? M-am ridicat, m-am încordat, ori am fisurat un vârf de coastă. Ei, nu ți-ai fisurat, că nu mai puteai să respiri, te-ai tu liniștit. Ba da, cred că ar fisură, am mai avut o dată. Mă doare când apăs aici pe margine. Și e ceva muscular, oare? Când respiri te doare, nu? Da. Și când respiri? Da, dar doar când trag. No, când fac așa, e fisură, garantat. Bă, gata, asta a fost. Asta a fost tot? Asta s-o crezi tu? Asta mai trebuie asta, da? Da, exact. Sala de protecție a muncii. Acum urmează, intrăm în burta balenei. Ia uitați-vă aici. Tita-i hala. Unde va stă tot? De data asta chiar am terminat. Plecăm giftuiți ca niște hiene și cu simțurile dezaxate de la această superbă supradoză de Urbex.